salutăm, dragi prieteni, suntem cu ziarele înainte, adică cu dinaintea plină, cum plăcea să stea și lui Fănuș Neagu pe timpuri, dar la el era vorba de băutură. Lectura era pe planul 2. Chiar dacă asta ar putea să deranjeze în cercurile de tip banchiș, să spunem, dar era o glumă, bineînțeles. Era o glumă, însă nu e o glumă ce citeam în presa de mâine, în evenimentul zilei. Am impresia cu căluții de mare capturați în largul coastelor, da, la ei era, largul coastelor peruviene, 12 milioane de căluți de mare uscați au fost găsiți pe un vapor care se îndrepta spre China, în principiu, 6 milioane de parai făcea această încărcătură. Chinezii mănâncă orice, evident, mănâncă și căluți de mare uscați, cum mâncăm și noi bomboane dintre alea gumate sau fructe confiate. Ei mănâncă căluți de mare uscați, îi folosesc însă și medicina tradițională, probabil dacă te dor călcâiele sau ca să nu porți șosete atât de groase pe cât poartă Petrică Daia, Dumnezeu știe. În orice caz, e cea mai mare încărcătură vreodată găsită pe un vapor cu căluți de mare. Niște extrem de încântătoare animăluțe care sigur fac deliciu copiilor pe la marile muzee oceanografice sau acvarii peste tot în lume. O știre cu caracter mai degrabă comic, pentru că românul nu este capabil să se înduioșeze de așa ceva, pe el nu-l interesează lucrurile astea și înțelegem de ce. Avem cu totul și cu totul altele la noi în bătătură. Și tocmai din acest punct de vedere, pentru că suntem în săptămâna marii moțiuni de cenzură și a posibilei răsturnări a guvernului Dăncilă, să vorbim un pic și despre unul dintre miniștri mai puțin mediatizați, ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero. Adevărat, nu este un portofoliu cheie acesta, dar tocmai din acest motiv, probabil, Natalia Intotero profită de misiunea pe care o are și se plimbă peste tot în Europa, că aici n-ai ce să spui. Este ministru pentru românii de pretutindeni. Ar putea să se ducă, spuneam, și în insula Paștelui, că sigur și acolo sunt români. Nu se poate vreun gropar pe acolo să nu fie de-al nostru. Oriunde în lume așadar, dar doamna Intotero e deocamdată pusă pe căpătuit în Europa de vest. Ceea ce este interesant aici, că asta ne-a atras atenția, dincolo de Marea Britanie, de Germania, de Italia și de Spania continentală, care sunt națiuni pe care le-ar fi traversat și Petrică Daia dacă avea funcția asta, ducea niște oițe sau niște capre cu el și tot aia era. Natalia Intotero s-a deplasat în insulele Canare, arhipelagul din Oceanul Atlantic, aparținând Spaniei, celebrul arhipelag turistic cu cele 8 insule, mai nou sunt 8 cu totul, nu le știe doamna Intotero, stați liniștiți, dar este primul ministru, adică primul, facem o pauză, ministru, dar dintr-un guvern, adică, care ajunge să vorbească cu românii din această zonă a lumii, a Europei și a lumii, sigur, aparținând de Uniunea Europeană. Insulele Canare, reamintesc, formate din celebra Tenerife, principala insulă, a doua ca mărime este Fuerteventura, a treia Gran Canaria, unde se află cel mai important oraș din arhipelag, Las Palmas, al nouălea oraș ca mărime din Spania, apoi insula Lanzarote, criticată într-o broșurică, într-o cărțulie chiar de Michel Houellebecq, da, care a fost acolo și și-a bătut joc, sigur, de condițiile din insulă. Am mai povestit despre asta. Cartea este intitulată chiar Lanzarote. Apoi, pe lângă aceste patru insule mega turistice, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura și Lanzarote, mai sunt trei insule mici, puțin cunoscute publicului european, poate doar spaniolii să le știe, La Palma, Gomera și faimosul El Hierro, insula cea mai îndepărtată de Madrid, cum spun spaniolii, și unde n-a ajunge nici Dumnezeu. În insula El Hierro este foarte complicat să te deplasezi acolo, poate doar dacă ești Natalia Intotero, pentru că nu se poate ajunge decât cu vaporul din Tenerife și faci vreo două zile, distanța este foarte mare, și cu avionul, dar avioane de mici dimensiuni nu sunt pentru turiștii care se plasează în masă. Celebrul El Hierro,
Așa a fost făcut la un moment dat un film, un serial de ăsta polițist spaniol care a ajuns până la urmă în umbra turismului. Că e greu să te concentrezi pe acțiune când ea se desfășoară într-un colț atât de dificil de accesat, atât de spectaculos turistic, și atunci de obicei acțiunea filmului sau serialului pălește în fața naturii, așa cum s-a întâmplat și la ei. Fine, nu știm dacă doamna Intotero a ajuns chiar în El Hierro, dar a fost în insulele Canare, sigur că a mâncat hamon și scoici și acolo, mai multe scoici decât hamon, nu e tradiția cu șunca în această zonă, și produsele în general locale care se consumă acolo, tot felul de mâncăruri de astea cu iz berber mai degrabă, venite din Sahara Occidentală, din Mauritania sau din Maroc, pe bază de orez, de tot felul de legume, de carne, de capră, se mănâncă mult așa ceva în Canare. În fine, nu avem astfel de informații, noi vreau să spunem că în timp ce în Europa de Est, în Ucraina, de exemplu, s-a luat o decizie care va avea probabil consecințe și pentru România, în sensul în care suntem vizați direct, din 2023, deci peste 3 ani și ceva, va intra în aplicare această nouă lege în Ucraina, că toate școlile cu predare în momentul de față în limba română vor trece automat la predare în exclusivitate în limba ucraineană. Nu e o veste bună, nu e nicio știre foarte nouă. Kievul luase astfel de măsură deja de ceva timp. Limba ucraineană este apărată pe teritoriul țării sale de către autorități și chiar de către noul președinte, Zelensky, actorul care a devenit principalul om politic al Kievului, Vladimir Zelensky, după ultimele alegeri. Klaus Iohannis se pare că s-ar fi întâlnit cu el și ar fi discutat pe această temă. Președintele ucrainean i-ar fi promis liderului de la Cotroceni că va avea grijă ca totul să decurgă normal, iar românii să poată să învețe și în limba lor pe teritoriul Ucrainei, așa cum ar fi fost normal, însă se pare că n-a fost decât o păcăleală, l-a luat la mișto Zelensky pe Iohannis, pur și simplu nici nu l-a băgat în seamă, sau a uitat întrevederea cu el, într-atât a fost de nesemnificativă. Cert este că nu s-a ținut cont de asta și românii nu vor mai avea așadar acces la limba lor maternă în Ucraina din 2023. Niciun fel de reacție de la doamna Intotero, dar nici de la Ministerul de Externe al României nu avem o astfel de luare de poziție, de ca și cum oamenii ăștia n-ar conta. Sigur că într-o campanie electorală e mai puțin bombastic să te duci să mănânci ce? Răbdări prăjite în Ucraina sau să mănânci fructe de mare în Spania sau în Italia, mai ales în insulele Canare. E o lovitură pe care Natalia Intotero o dă. Merge un pic și a răzbunare, așa. M-ați numit la ministerul ăsta, las că vă scot eu pere albi. Mai are însă de vizitat niște teritorii fascinante ale Uniunii Europene, doamna Intotero. Putem să-i dăm câteva sugestii. De exemplu, insulele Azore, care aparțin Portugaliei și care sunt doar la 4 ore de avion de coasta de est a Statelor Unite, dar tot în Uniunea Europeană sunt vreo 9 insule în arhipelagul portughez. Bineînțeles, Madeira și Porto Santo, dacă n-a ajuns până acolo, care țin tot de arhipelagul Canare, cumva. Așa. Și apoi, sigur, vestitele insule din interiorul Europei, dincolo de insulele grecești pe care Natalia Intotero le cunoaște, sau cele italienești care nume cu rezonanță italiană. Balearele, de exemplu, insula Menorca, este interesant acolo. Poate să dea o tură și până în Gibraltar, bineînțeles ne uitând vestita Corsica, unde se pare că un grup uscul dintre ăsta de activiști locali încearcă să refacă FLNS-ul din anii 80, adică Frontul pentru Apărarea Independenței sau dobândirea independenței corsicane, Parisul, în orice caz, cu îngrijorare, ăsta e termenul politic, a luat act zilele trecute de o manifestare care deocamdată nu are urmări, sans lendemain, cum zic francezii, dar nu se știe, împotriva străinilor în Corsica, împotriva turiștilor, insula să fie ocolită de turismul de masă, în ultima vreme din ce în ce, sigur, mai
pregnant acolo. O să vedem dacă este o furtună într-un pahar cu apă sau nu. Sunt vizați, o spune și pentru doamna Intotero eventual, pentru că Sicilia și mai ales Sardinia sunt foarte aproape de Corsica și cine știe, poate că la un moment dat să aibă și vreo proprietate pe acolo. Sunt vizați toți cei care dețin proprietăți, așadar, în insula Corsica. Acestea, conform vorbelor mafioților locali, vor fi arse, vor fi rase de pe fața pământului. De altfel, foarte mulți francezi au pățit așa ceva până acum. Cei care dețineau reședințe secundare, pe care le foloseau, adică doar în concedii în Corsica, de departe, cea mai spectaculoasă insulă europeană, toată lumea știe, indiferent dacă a vizitat-o sau nu, singura insulă din lume unde ți se face rău dacă mergi cu trenul, trenul mergând pe serpentine ca în desenele animate, curbe dintr-alea ca pe pădurea Bogății la noi, faci cu trenul acolo, peisaje într-adevăr ieșite din comun și sigur că astea au atras o clientelă bogată, în special 20 de vârfuri, peste 2000 de metri în insula Corsica, un adevărat paradis pentru drumeție, dar sigur și peste 1000 de kilometri de plajă, foarte multe zone absolut intacte, practic necălcate, pentru că nu pot fi atacate decât cu mersul pe jos. Nu te poți duce nici măcar cu mașina, sunt inabordabile din punctul ăsta de vedere. Și sigur, foarte multe case ale nababilor europeni pe acolo, care sunt în pericol, multe dintre ele au fost aruncate în aer anii trecuți. Și sigur că clientela asta nord-europeană a mai slăbit un pic, dar și cea franceză este amenințată. Asta apropo de pelerinajul prin insule pe care doamna Intotero poate l-ar mai face la un moment dat. Sunt și insule unde e mai puțin bine să te deplasezi, mai ales dacă ești habarnistă până la Dumnezeu. Bun. Trecem la ceva mai aproape de noi, la ceva mai pământean, că tot vorbeam de miniștrii guvernului Dăncilă, fabuloși aproape toți. E bine, n-am mai vorbit de acest Petrică de aia pe care îl pomenim în emisiunea asta deja de câteva ori, n-am mai vorbit despre el în ultima vreme. Era la Sibiu acum câteva ore, a inaugurat acolo o brânzărie, un fel de prăvălie de asta, un fel de alimentară. Statul vrea să regenereze genul ăsta de comerț, fără taxe pentru cei care lucrează acolo. Brânzărie, că în Sibiu, sigur, este la modă brânza, a ajuns la modă chiar și în București faimoasa brânză de Sibiu. Petrică de-aia a fost acolo, a inaugurat, a mâncat niște brânză, a băgat și în traistă. El nefiind obișnuit, sigur, cu produse neapărat de calitate. El mănâncă tot ce e românește, conform propriei sale declarații, deci în general mănâncă numai prostii. Da, atunci când se mai nimerește și la lucruri de calitate, sigur că face mai greu diferența. Și a cumpărat, de exemplu, din Sibiu câteva zeci, dacă nu câteva sute de perechi de ciorap de lână. Într-adevăr, Sibiu este vestit și pentru asta. Sigur, aviz amatorilor și în special amicului nostru de la Câmpina, care chiar dacă nu este sibian, țineți minte că ne trimitea cutii cu șosete în fiecare toamnă. A venit toamna și pentru Petrică de-aia și și-a cumpărat șosete ca să nu-i înghețe picioarele, nici n-aș vrea să văd. Ci în visurile mele cele mai crunte n-aș vrea să-l văd pe Petrică de-aia desculț, trăgându-și șosetele peste picioarele alea înfiorătoare, pline de bătături și de zgârciuri pe care le are. În fine, mie nu-mi îngheață nici picioarele acum și nu mi-a înghețat nici mintea, a tunat el, după ce reporterii l-au întrebat câte perechi de șosete și-a cumpărat. N-am mașina cu mine acum, dar am. Cred că am câteva zeci, dar să știți că le și dau. Le-am dat și la colegii mei și când merg cu mine pe teren, pentru că eu am cizme în teren. Am lopată în mașină, am cizme de teren în mașină, am lopată, e ca la primărie aici, am foarfecă de vie și am îmbrăcăminte pentru condiții grele de afară. Asta a spus Petrică de-aia, dar nu e tot. Nu am emoții, apropo de moțiunea de cenzură, că de la șosete și până la stomac, moțiunea trece prin stomac, nu este o diferență foarte mare. Eu îi cunosc pe oamenii aceștia, adică pe semnatarii moțiunii, de unde dracu îi cunoaște, mă îndoiesc. Sunt oameni care nu le place munca. Nu le prea place să construiască, ci să dărâme. Nu prea știu să dea, ci să ia. Adică să dea și să iei.
Îi cunosc foarte bine și știu ce au pățit fermierii români înainte de 2017. Deci inițiatorii moțiunii ar fi niște oameni care nu le place munca, nici nu avea cum să facă parte dintr-un guvern dacă îl ducea un pic capul. Evident, a fost de la început un analfabet genial acest Petrică, dar aia nici nu știi când vorbești despre el dacă mai întâi să spui că e cretin sau că e genial. Pentru că, într-adevăr, acest saltimbanc al politicii noastre și numai al politicii noastre, pe un asemenea om, ar trebui să stea probabil închis undeva într-o cușcă la țară, într-o țară civilizată, dar acolo să facă pe ce știe să facă, să-i distreze pe oameni, de exemplu, sau din când în când să se mai plimbe în jur, să mai facă vreo scamatorie, să mai... Că asta trebuia să fie rolul lui într-o societate normală. Într-o societate bolnavă, ăsta ne conduce. Ăsta ne dă nouă directive, ăsta dă din mână ca Ceaușescu. El în anii comunismului era perfect, într-adevăr, acolo se potrivea mănușă.